Exercițiul potrivit. În Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 10, găsim scris: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Diferitele meserii și profesii trebuie învățate și solicită o mare varietate de deprinderi mentale și fizice. Ocupațiile care presupun obiceiuri sedentare sunt cele mai periculoase pentru că îi țin pe oameni departe de aerul liber și de razele soarelui și pun la lucru un anumit set de abilități, în timp ce puterea celorlalte organe slăbește din lipsa de activitate. Oamenii lucrează în continuare, își duc la capăt afacerea și apoi se duc în mormânt. Mult mai favorabilă este situația celui a cărui ocupație îl ține în aer liber, îi pune la lucru mușchii, în timp ce creierul este solicitat în aceeași măsură și toate celelalte organe au posibilitatea de a-și îndeplini lucrarea. Cei care pot trăi în afara orașelor și care pot lucra în aer liber, având posibilitatea de a admira lucrările marelui artist, descoperă mereu priveliști noi, în timp ce fac din natură un manual de studiu, o influență vine asupra lor și îi îmblânzește și îi supune, întrucât ei înțeleg că Dumnezeu are grijă de toți, de la soarele strălucitor din cer până la vrabia mică și până la cea mai mică insectă care are viață. Maestatea cerului ne îndreaptă atenția spre aceste lucruri din creațiunea lui Dumnezeu ca spre o dovadă a dragostei sale. Cel care a făcut florile a zis: uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Domnul este învățătorul nostru și sub călăuzirea sa putem învăța lecțiile cele mai prețioase din natură. Lumea se află sub blestemul păcatului. Totuși, chiar și în decăderea ei mai este încă frumoasă. Dacă n-ar fi fost întinată prin faptele nelegiuite și stricate ale oamenilor care asupresc pământul, am putea, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de lumea noastră așa cum este ea. Însă ignoranța, iubirea de plăceri și obiceiurile păcătoase care pervertesc duhul, trupul și sufletul umplu lumea de lepra morală. O boală morală fatală distruge mii și zeci de mii de oameni. Ce să facem ca să îi salvăm pe tinerii noștri? Noi putem face puțin, dar Dumnezeu trăiește și domnește și poate face multe lucruri. În timp ce evităm falsul și artificialul, renunțând la cursele de cai, la jocul de cărți, la loterie, la concursurile cu premii, la băuturile alcoolice și la tutun, trebuie să le punem la dispoziție surse de recreație curate, nobile și înălțătoare. Ar trebui să alegem un loc unde ochiul să nu se îndrepte mereu spre clădirile oamenilor, ci spre lucrările lui Dumnezeu, unde să existe locuri interesante de vizitat, altele decât cele ce se găsesc în oraș. Tinerii să fie aduși acolo unde natura li se adresează simțurilor și unde pot auzi în glasul ei vocea lui Dumnezeu. O, Părinte Ceresc, te rog frumos, învață-mă să știu cum să mă bucur de natură, cum să fac exercițiu fizic și astfel să am un trup sănătos în care Tu să locuiești. Îți mulțumesc și pentru biruințele de astăzi, pentru că știu că mergi cu mine și nu îmi dai drumul. Fii slăvit și lăudat. Amin.